Sute de copii de la școli și grădinițe din Craiova, însoțiți de părinți și bunici, au venit la aeroclubul din Craiova dornici să urmărească spectacolul. Demonstrațiile elicopterului Smut și acrobațiile aeriene ale piloților de la aerocluburile Craiova și Clinceni au făcut deliciul publicului. Nu știu, mi-a plăcut schemele care le-a făcut și a fost chiar fain. E avionul. E un avion, să spui ce? Da. Unul mare? Da, unul mare. Hotel. Ai mai văzut avion așa mare până acum? Da, hotel. Asta de aici? Da. Da. Uite căluși sălbatici. Și căluși sălbatici? Da, hotel. Știai că poate să facă asemenea lucruri? Nu, nu. Ce zici de pilot? Da, chiar știu să piloteze. Eu nu mai sunt copil, eu am 18 ani, dar asta nu mă împiedică să fac alți copii fericiți cu ocazia zilei lor. Și salturile cu parașuta i-au încântat pe copii, iar demonstrațiile lucrătorilor antitero i-au făcut pe cei mici să aplaude și să ovaționeze. Și acum au fundul pentru aterizare. Perfect! Bravo. Poate pe viitor o să descopere și ei pasiunea în ei și o să se facă parașutiști sau piloți. De la ce înălțime ați sărit? 1500 de metri. În fața copiilor au venit și jandarmii și polițiștii cu mai mulți câini dresați special pentru intervenții. În scenă au intrat și 4 cai care au oferit demonstrații de echitație, jocheii fiind copii. Este Grațiela. Faceți echipă? De jumate de an sau chiar mai puțin. Ați făcut echipă în fața a sute de copii? Da, este pentru prima oară. Niciodată n-am mai făcut echipă în fața unui public atât de mare. Este prima dată când la Craiova este organizat un astfel de eveniment. Cum a fost ziua asta de 1 iunie? Foarte frumoasă din viața mea. De ce a fost așa frumoasă și așa specială? Ce ai văzut? Parașute, căluți, avioane.